Pe scurt, Coca-Cola vs. Mentos. Era sâmbătă, stăteam pe YouTube, mă uitam la diferite videouri și mă gândeam ce spate de filmat, să-i bucur pe abonații mei. Am început să caut ceva idei interesante pe YouTube. Am dat de Coca-Cola vs. Mentos. Interesant, vreau și eu să fac așa ceva. Am început să caut banii, am găsit ultimii bănuți în casă. M-am îmbrăcat, merg la magazin după Coca-Cola, m-am încălțat, am ieșit din casă, m-am urcat în lift, am ieșit afară și am mers spre magazin. Peste 10 minute am uitat unde merg. Am început să mă gândesc unde m-am pornit. Mi-am amintit, merg după Coca-Cola și Mentos. Am mers, merg, unde este magazinul? Am obosit, m-am odihnit și am continuat să merg la magazin. Am ajuns la magazin, am intrat, am găsit Coca-Cola și Mentos, am ieșit din magazin. Am fugit căci n-am achitat pentru nimic, m-am uitat la Coca-Cola, Coca-Cola s-a uitat la mine. Micuța mea, vreau să te beau, dar nu pot, eu trebuie să fac acest challenge. Am continuat să merg acasă, merg, am alergat, obosit, m-am oprit, m-am odihnit, am ridicat capul. Deja sunt acasă, am intrat, am urcat în lift, am ieșit din lift, am intrat în casă, m-am descălțat, am mers la bucătărie. Am lăsat sacoșa cu Coca-Cola, am revenit în cameră, am început să mă gândesc unde să fac acest experiment, am început să verific fiecare cameră dacă ar merge și să fac experimentul. La mine în cameră nu, la bucătărie nu, la WC nu, în hall nu, în baie da. Asta e camera ideală pentru acest experiment. Am mers la bucătărie, am luat Coca-Cola, am mers în baie, am instalat telefonul pentru slow-mo, m-am urcat în cadă, la un moment a bătut la ușă, am deschis, era Denis, m-a întrebat dacă vreau să joc în Minecraft. I-am spus nu, el s-a uitat foarte ciudat la mine, eu m-am uitat la el, m-a întrebat ce fac. Am început să-i povestesc că fac un experiment super tare, Mentos plus Coca-Cola, acasă. M-a întrebat dacă poate și el să participe la acest experiment. I-am spus nu, a căzut în genunchi, i-am spus ok, hai intră. Am mers cu el în baie, i-am dat camera să mă filmeze, sper că va fi super tare. Da, acum e challenge nostru. Băgăm Coca-Cola, vin în coșul, veniți în partea asta. Atât, vedi? Sticla. Gata, ai reprins? Da. Vedi? 5. Eu sper că o să reușesc. Haideți să încercăm. Ești gata, Denis? Da. Mă filmez? Da. Oh my god! Oh my god! Prin... cu Coca-Cola, uite cât am. Uite, filmează-mi aia, frate. Filmează-mi aia, frate, și eu din minte Coca-Cola noastră. Îți place și Coca-Cola? Da. Aveam încă o sticlă de Coca-Cola. Haide, Coca-Cola. Dubla 2. Vrei încât? Da. Avem noi de Coca-Cola. Îți place și Coca-Cola din ea? Facem dubla 2, prieteni. Totuși n-ai reușit. A rămas 3. Prieteni, dacă mai vreți experiment cu Coca-Cola, mai multe sticle să adaug, mai mult Mentos, haideți să adunăm sub acest video 5.000 de like-uri și fac un alt episod cu Coca-Cola. A venit mama, s-a auzit ușa, a intrat mama, Denis a fugit, s-a ascuns în toaletă, eu am fugit și m-am ascuns în cameră, mama a început să ne caute, l-a găsit pe Denis, i-a arătat ce înseamnă Coca-Cola vs. Mentos, a început să mă caute pe mine, a intrat la mine în cameră, sper să nu mă găsească pe mine. Pe scurt, Coca-Cola vs. Mentos. Prieteni, pentru a apărea în următorul episod, găsiți logo-ul Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut.